Cel mai greu lucru când citești Biblia este să ții cont simultan de evidențele multiple care ți se vâră sub nas. Cel mai simplu este să le ignori sau să le abandonezi exasperat. Poftim, nu ți-am spus că Biblia e plină de contradicții. O să aleg doar unul dintre multiplele exemple la care am putea apela. Convertirea lui Saul din Tars, viitorul apostol Pavel. În relatarea din Fapte 9:7 găsim următoarele cuvinte. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Aceeași relatare repetată în capitolul 22:9 ne prezintă următoarele detalii. Cei ce erau cu mine au văzut bine lumina și s-au înfricoșat, dar nu auzeau glasul celui ce vorbea. Când citești așa ceva, probabil că te întreb dacă Luca era aerian, dacă a fost neglijent în momentul în care a scris, dacă uită ceea ce ne-a spus doar cu câteva capitole înainte. Nu pot să nu ai astfel de întrebări atunci când citești, atunci când ești atent la astfel de detalii. Dar dacă aceasta a fost intenția lui de la bun început, dacă scopul lui e să lase ca impresiile oamenilor într-un astfel de moment să difere puțin. Spre exemplu, nu ți s-a întâmplat la un anumit eveniment ca tu să ai o anumită percepție și cei care-s cu tine să perceapă cu totul diferit ceea ce s-a întâmplat. Observați, e doar un detaliu care ne arată până la urmă felul în care suntem structurați. Și mai ales când e vorba despre momente importante, cheie, e absolut normal ca părerile și percepțiile oamenilor să difere. Tensiunile ne provoacă să facem cunoștință cu propriile noastre căutări. Asta se întâmplă când întâlnești o disonanță, când întâlnești o diferență într-un anumit context. Începi să te întrebi, să cauți, să te frământi, să conștientizezi anumite lucruri în viața de credință. Anumite lucruri sunt lăsate în adins ca să ne împiedicăm de ele, ca să ne punem întrebări. Spre exemplu, gândindu-ne doar la opțiunile pe care le avem, intri într-un magazin, vrei să cumperi cereale și te întrebi ce să alegi, ce e de făcut. Este o alegere banală. E mult mai greu când copiii merg la școală. La ce școală ai vrea să urmeze? Unde să-i duci? Și toate opțiunile astea sunt cântărite, sunt inventariate. Până la urmă așa funcționează viața pe care o trăim fiecare dintre noi. Dilemele sunt lăsate de Dumnezeu ca să putem crește odată cu ele. Asta ne asigură maturizare, dezvoltare, creștere din punct de vedere spiritual. Simplu fapt că avem anumite căutări și putem călători o bucată de vreme cu ele, s-ar putea să fie cel mai sănătos lucru care ni se întâmplă în viață. Cred că viața ar fi destul de plictisitoare să n-ai întrebări, dileme, frământări, gânduri în a elucida anumite aspecte. Și până la urmă, contradicțiile sunt șansa noastră de a prinde rădăcini adânci în Hristos. Atunci când în viață te confrunți cu o interpretare diferită de cea pe care o ai, pe care ai adoptat-o, și apare acel dialog și acea dezbatere și căutare interioară, ai cea mai mare șansă să-ți înțelegi, să-ți asumi anumite valori. Până și ați observat, prin exemplu, cu Saul din Tars, fibra narrativă a Bibliei te ține în aceste frământări, trezește astfel de căutări. Cu atât mai mult lucrurile stau așa când vine vorba de acest cuplet, credință și fapte. Poate cea mai celebră dispută iscată între primii apostoli. Așadar, credință și fapte. Sunt două texte care merită amintite pentru a vedea tensiunea pe care această discuție o iscă.
O să citim mai întâi Galateni, capitolul 2, cu versetul 16. Una dintre primele scrisori pe care Apostolul Pavel le-a redactat. Fiindcă știm că omul nu este socotit neprienit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos. Am crezut și noi în Hristos Iisus, ca să fim socotiți neprieniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii, întrucât nimeni nu va fi socotit neprienit prin faptele legii. Asta spune Pavel. Pe de altă parte, iată cum vorbește apostolul Iacov, fratele Domnului, în Iacov capitolul 2, 24-26. Vedeți, dar, că omul este socotit neprienit prin fapte și nu numai prin credință. După cum trupul fără duh este mort, tot așa, și credința fără fapte este un cadavru. Cuvântul acesta parcă te face să tresari și ne invită să ne gândim cum arată în final trupul credinței noastre. Una dintre cele mai răsunătoare disonanțe între apostoli apare fie din teama legată de implicația morală a unei astfel de opțiuni, fie din răstălmăcirea operată de unii dintre urmașii lui Pavel. Dacă Iacov este scris undeva pe la 46 după Hristos, chiar înainte de Conciliul de la Ierusalim, ceea ce spune este o reacție directă, imediată, la învățătura lui Pavel. Dacă este scris undeva pe la anul 62, reacția lui Iacov este mai degrabă împotriva unor urmași de lui Pavel care duceau lucrurile în extremă. Însă, cel mai tare mă deranjează comentatorii biblici care spun că, de fapt, când citești cele două texte, nu-i nicio tensiune, nu-i nicio problemă. Că, de fapt, amândoi spun același lucru. Nu știu, cred că ne face un mare deserviciu negarea acestor frământări. Fapte 15, primul conciliu de la Ierusalim, stabilește și zice la un moment dat, după ce s-a făcut multă vorbă, să spune clar tensiunea, râca, frământarea, Duhul Sfânt, și-au putut spune la final, ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Asta înseamnă că întotdeauna discuțiile, dialogul, tensiunile preced concluziile teologice, echilibru la care ar trebui să ajungem. De multe ori avem tendință să anulăm armonia prin discordanță. Dacă mântuirea este o problemă de viață și de moarte, oare cum ne-am putea o însuși în afara oricărei tensiuni? Dacă e atât de importantă, cum să nu ai discuții? Cum să nu te cerți ca să o înțelegi, ca să o asimilezi, ca să o poți experimenta corect la nivel personal? Poate cea mai importantă observație pe care am făcut-o la nivel personal este că în funcție de mediul din care provenim, citim diferit, ne raportăm diferit la această chestiune. Spre exemplu, pentru o persoană care vine din mediul evanghelic, importanța credinței este o realitate indiscutabilă. Pentru cineva care provine din mediul ortodox, viața morală este neîndoielnică. Veșnicele discuții pe care le-am auzit încă din copilărie, crede în Domnul Iisus. Și apoi cineva din contextul ortodox spune, dar ce facem cu faptele? Pe care să o lași deoparte? Înverșunarea sau radicalizarea maschează câte o teamă de ambele părți. Poate noi trăim cu această teamă că lucrarea Domnului Iisus Hristos este deprisos, iar cei care provin din contextul ortodox, probabil, dăm impresia că viața morală nu mai contează. Nu mai are nicio relevanță. Este ca și cum te-ai trezi într-un pericol diametral opus. Pentru unii să pună căruța înaintea cailor, pentru alții cai să rămână fără a avea ce să tragă. Nu vom scoate la capăt decât dacă fiecare din noi își conștientizează fisurile din sistem.
Este un lucru greu de acceptat la nivel de confesiune religioasă, că sunt anumite vulnerabilități. Sunt anumite puncte slabe pe care fiecare dintre noi le avem. Una dintre vorbele care pe mine m-au ajutat cel mai mult a fost o adevărată oglindă care mi-a arătat fisurile din sistem. Sunt cuvintele pastorului reformat Dietrich Bonhoeffer. El spunea, răsunător pentru cineva care a crescut în mediul evanghelic, harul ieftin a distrus mai mulți creștini decât orice altă religie a faptelor. Harul ieftin care merge fără asumare, fără ascultare, fără acea trăire în conformitate cu ceea ce cere Dumnezeu. Dacă mi-ar fi spus cineva din context ortodox lucrul acesta, aș fi avut o reticență, dacă nu poate o anumită animozitate. Dar nimeni nu mi-a pus o astfel de oglindă în care să-mi privesc fisurile și minusurile. Până și uzitata rostire profetică din Isaia, toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu, poate fi reconsiderată. Dacă citim un pic mai mult, asta e încurajarea pe care o facem de fiecare dată, când ajungi la o afirmație, să te asiguri că ai înțeles-o bine, trebuie să citești ce spune înainte și după. Uitați ce spune în Isaia 64, de la 5 la 6. Tu ești înaintea celor ce împlinesc cu bucurie dreptatea, celor ce umblă în căile tale și își aduc aminte de tine, dar te-ai mâniat pentru că am păcătuit. Vom suferi noi veșnic sau putem fi mântuiți? Toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toți suntem ofiliți ca o frunză și nelegiurile noastre ne iau ca vântul. Cu alte cuvinte, avem în față un text care te ține în corz, într-o tensiune inconfortabilă, punctând deopotrivă valoarea și insuficiența faptelor, împlinirea și necurăția, dreptatea și degradarea morală, integritatea și superficialitatea, caracter sau spoială. Observați realismul cu care privește la oamenii buni care îl caută, faptul că Dumnezeu apreciază și apoi realitatea de fapt la nivel social, în corpul societății. Atunci când Domnul înviat dintre cei morți, cu ochii ca parafocului, scanează viața lui Saul din Tar și pe cea lui Corneliu, sunt la două capitole diferență, capitolul 9 din Fapte și capitolul 10. Vede diferit. La unul faptele și rugăciunile s-au suit înaintea lui Dumnezeu și acolo apare o expresie cu un ecou din Vechiul Testament în care jertfele erau primite ca un bun miros înaintea lui Dumnezeu. Așa erau rugăciunile și faptele de milostenie ale lui Corneliu. Pe de altă parte, vedem la Saul din Tars că sunt semne ale împotrivirii, împietririi și orbirii. Cele trei zile în care agonizează înaintea lui Dumnezeu e o conștientizare a întunericului spiritual în care a trăit ca om moral înaintea lui Dumnezeu. Observați arta de detectiv pe care Duhul lui Dumnezeu o face în inima și în viața noastră fiecăruia pentru a înțelege de unde pleacă credința și încotro ne duce. Deci, cum arată tensiunea aia fertilă a credinței cu faptele noastre? Cred că una dintre vorbele care m-au ajutat cel mai mult la începutul umblării pe calea credinței este din cartea de meditații zilnice a lui Stanley Jones, Viața din Abundență. Și el spune undeva la început următoarele cuvinte. Creștinismul care nu începe cu individul, nu începe. Creștinismul care se termină cu individul, se termină. Nu există credință care să nu înceapă, care să nu germineze într-o inimă, care se trezește la realitate, la viață. Dar nu există credință care să reziste fără comunitate, fără această plămadă a relațiilor, a comunității, a interacțiunii în care ne mișcăm fiecare dintre noi. Dacă prima pereche cu care am început această serie, Sfânt și Păcătos, ne surprinde prin negativitate, cupletul de astăzi vorbește despre pozitivitate, despre faptul că mai putem face și câte ceva bun în această viață.
Poate gândindu-ne din nou la mediile din care venim, din care provenim, am putea conștientiza următorul lucru. Dacă pentru un ortodox păcatul de moarte al credinței poate fi impresia că îl poți cumpăra pe Dumnezeu printr-o viață morală, pentru un pocăit, iluzia letală este să crezi că faptele nu mai contează. Să nu mă înțelegeți. Este o anumită tendință pe care o sesizez. Există loc de nuanțe, există oameni sinceri care îl caută pe Dumnezeu și au ajuns la credință fie dintr-o parte, fie din alta. Însă ce e foarte important e să conștientizăm la nivel mental anumită tendință culturală de etos, de așezare în comunitate, de a vedea anumite slăbiciuni, vulnerabilități cu care ne confruntăm. Până și în mediile noastre, într-un spațiu foarte legalist în care spiritualitatea îți este măsurată în funcție de anumite performanțe de ordin exterior, te poți trezi cu această tendință în care te bazezi enorm de mult pe faptele și realizările tale. Și gândindu-ne acum la teama pe care suntem chemați să o rezolvăm, dacă teama legată de inutilitatea jertfei lui Hristos de la cruce se rezolvă prin credință, să ajungi să crezi, să te liniștești întru Hristos cu privire la iertarea păcatelor și la viața nouă. Teama indiferenței morale este neutralizată prin fapte, prin asumare, prin trăire. O expresie din scrisorile Apostolului Pavel care se repetă mereu și mereu cu un mesaj sacadat de avertizare să trăiți într-un chip vrednic de Domnul, de Evanghelie, de chemarea la împărăția și la slava sa. Și prin faptul că apare în mai multe epistole, ne arată centralitatea gândirii lui Pavel cu privire la aspectul acesta. Încredere radicală și asumare personală sunt elementele pe care trebuie să le integrăm în viața noastră. Oare care e adevărul contraintuitiv pe care eu trebuie să îl asimilez și să încep să-l practic? Tensiunea creativă te scoate din zona de confort. A ieși din zona de confort e un lucru benefic, în general în viață și cu atât mai mult în viața de credință. Avem nevoie de astfel de momente, de astfel de experiențe pentru a ne lămuri. Spre exemplu, un introvert n-are voie să îi se spună că trebuie să stea singur cu gândurile sale. O va face în mod natural. Are nevoie să primească câte un ghion, să iasă, să se întâlnească cu oamenii, să-și înfrunte temerile. Pe de altă parte, un extrovert își încarcă energiile din relația cu cei de lângă el. El trebuie să știe să-și tempereze, să-și dozeze, să se retragă, să stea în liniște. Observați, să faci lucru contraintuitiv te ajută să crești, te ajută să te maturizezi în viață. Cupletul de azi ne aruncă într-o dublă tensiune. Una sacră între apostoli și una confesională între biserici, dacă vreți. Poate că lucrurile ar putea fi împăcate sau clarificate în felul acesta. O credință la nivel afirmativ, declarativ, nu este suficientă în sine. Mântuitorul spune răspicat în Matei capitolul 7, la finalul predicii de pe munte, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția Tatălui meu, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Pe de altă parte, tot astfel, nici faptele morale nu pot securiza bunăvoința celui de sus. Nici unul dintre noi nu este suficient de bun ca să-L poată lămuri pe Dumnezeu că a trăit o viață impecabilă și că nu are nevoie de jertfa lui Hristos pentru a intra într-o împărăție a lui Dumnezeu. Care să fie atunci testul echilibrului dinamic la care ne cheamă Scriptura? Cum reușim până la urmă să ne verificăm la firul ierbii dacă trăim corect în această tensiune? Probabil putem încadra și încapsula tot mesajul prin trei teste importante. Primul rând, transformare. În al doilea rând, iubire. Și în al treilea rând, este vorba de caracter sau integritate. Credința adevărată produce o schimbare, ne stârnește iubirea,
ne ajută să ne iubim semenii, oamenii, pe cei apropiați și, în al treilea rând, construiește în noi un caracter, o stabilitate care aduce încurajare celor din jurul nostru. Haideți să le luăm pe rând pentru a le clarifica și pentru a le înțelege mai bine. În primul rând, vorbind de transformare, cred că niciun alt mediu n-am întâlnit atâta preocupare pentru credință, prezența Duhului Sfânt, regenerare, plinătatea Duhului, iertarea lui Dumnezeu. Sunt oameni din afară care ne vizitează și se pot simți cu adevărat intimidați într-un astfel de spațiu. Dar rămâne în final o întrebare simplă. Corespund, bat lucrurile cu realitatea? Ăsta e elementul de fond care contează până la urmă. Un lucru pe care mi-l aduc aminte e că la vârsta de 17 ani am făcut pasul credinței. În vara respectivă urma să avem o perioadă de practică și un lucru pe care mi-aduc aminte mi l-am impus e să nu vorbesc cu colegii mei despre ce mi s-a întâmplat. Ei, mare mi-a fost surpriza, cam după vreo oră, două, o colegă m-a întrebat ce s-a întâmplat cu mine în vara respectivă. Și am fost șocat cum a putut detecta că s-a schimbat ceva. E șocant, dar și atunci când nu vrei să vorbești de ce ți s-a întâmplat, ceilalți sesizează anumite urme că ceva până la urmă s-a schimbat. Oare cum ai putea să ai parte de atingerea aia profundă, sacră a lui Dumnezeu și ceilalți să nu vadă lucrul acesta? Pe de altă parte, cea mai mare mâhnire în experiența pastorală au fost mărturiile unor oameni care ziceau despre unii oameni care s-au botezat, fie colegi de muncă, fie vecini, că nu văd nicio schimbare în viața lor. Ei, e foarte greu să împaci lucrurile. Cum te gândești la aspectele acestea? Ce simți atunci când auzi că ceilalți nu văd nicio schimbare în viața cuiva? Poate că lucrul acesta ne impune o întrebare importantă, serioasă. Oare cum ar trebui să arate o viață transformată? Oare așteaptă Dumnezeu și cei din jurul nostru o viață perfectă de la noi? Nu cred că asta e cu adevărat miza cu privire la tensiunea dintre credință și fapte. Iată care cred că este miza. Capacitatea de a detecta răul din propria inimă și curajul de a ne cere iertare e ceea ce impresionează până la urmă. De multe ori putem fi foarte agresivi, foarte verbali cu privire la elementul declarativ al credinței. Dar întrebarea e dacă noi suntem suficient de deschiși și putem vedea, putem detecta minusurile, problemele din propria viață. Și poate și mai important, dacă avem curajul să ni le însușim, să ni le asumăm, să corectăm. Asta cred că impresionează cu privire la viața creștină. Această naturalețe, să te știi iubit, acceptat de Dumnezeu și să poți trăi în felul acesta cu cei de lângă tine. Uneori poți să fii căsătorit cu o persoană care nu vrea să audă de Dumnezeu, de ale credinței. Mă întreb pentru cei care sunt la credință dacă au demonstrat de-a lungul anilor această capacitate de a-și cere iertare, de a rezolva, de a corecta anumite lucruri. Observați, testul este unul practic, simplu, fundamental, cu privire la schimbarea, înnoirea, primenirea pe care credința o inaugurează în viața noastră. Tensiunea creativă te schimbă. Produce acea schimbare care reprezintă o adiere de speranță pentru cei de lângă noi. Unii oameni sunt foarte reticenți în a vorbi despre credință. Dar poate de aici trebuie plecat. Dumnezeu m-a iertat, Dumnezeu m-a ajutat. Lucrul acesta poate îți aduce și ție speranță. Cel de-al doilea test, iubirea. Adevărata credință se naște în iubire și duce la iubire. Credința se naște în dragostea de Tatăl lui Dumnezeu arătată la cruce și asta te modifică, te sensibilizează, îți aduce acea capacitate de a te gândi și la alții, nu doar la nevoile tale. Acesta este cel de-al doilea semn. Pentru a-ți găsi echilibrul, este iubirea pe care nu o poți evita în relația cu ceilalți.
Fiți atenți la următorul exemplu. Un scriitor și gazetar britanic, Malcolm Muggeridge, mărturisește în perioada în care el s-a întors la Dumnezeu și a venit la credință, uimirea care îl încearcă la un moment dat. Acesta a auzit cu surprindere că undeva la începutul anilor 70, toată elita intelectuală a Rusiei, din Uniunea Sovietică, aflată sub conducerea comunistă, trecea printr-o renaștere spirituală. Un disident rus care trăia în exil vorbea despre faptul că fiecare scriitor, artist, ori muzician important din fosta URSS își punea probleme spirituale. Și el nu înțelegea. Într-un context de cenzură, antireligios, în care Dumnezeu a fost evacuat din viețile, din spațiu public al oamenilor, cum se poate ca oamenii să aibă astfel de căutări? Acest disident a explicat foarte simplu. Și a zis simplu, cei de la cenzură din conducerea comunistă au uitat să scoată de pe piață scrierile lui Tolstoi și Dostoevski. Cele mai elocvente scrieri cu privire la spiritualitate. Acum aș vrea să vă citesc ceva surprinzător, dacă nu se poate chiar șocant. Să vedeți mărturia Soniei, soția lui Tolstoi, cu privire la felul în care se împacă lucrurile în viețile noastre. Citez. Uitați ce spunea în jurnal. Există atât de puțină căldură sinceră în el, bunătatea lui nu-i vine din inimă, ci doar din principiile pe care le are. Însemnările lui din jurnal vor spune despre cum i-a ajutat pe muncitor să care găleți cu apă. Dar nimeni nu va ști vreodată că nu i-a oferit soției sale un răgaz. Și că niciodată, în toți acești 32 de ani, nu i-a oferit copilului său un pahar cu apă și nu a petrecut 5 minute lângă patul lui pentru a-mi da șansa de a mă odihni puțin de toate muncile pe care le fac. Credința, fervoarea credinței tale produce o adevărată renaștere. Pe de altă parte, la nivel interpersonal, îs atâtea fisuri care apar. Oare ce se întâmplă atunci când credința noastră îi dezamăgește pe cei care sunt cel mai aproape de noi în această viață? Oricât am vrea să negăm anumite lucruri, pe mine cel mai mult mă ajută să rămân în această tensiune, să conștientizez aspectele acestea și să țin cont de ele pentru a mă vindeca, pentru a căuta voia lui Dumnezeu. Uneori putem fi atât de implicați în salvarea lumii, în ajutorarea celorlalți, încât oamenii care suferă cel mai mult sunt cei care ne sunt mai apropiați. În urmă cu 2 ani, am făcut excursia în Turcia la cele 7 biserici din Apocalipsa cu biserica. N-o să uit felul în care am văzut experiența lui Dumnezeu într-o astfel de situație. Unul dintre ghizi, o româncă căsătorită cu un turc, ne-a însoțit pe parcursul acestei săptămâni. A urcat în autocar ca o vorbitoare de limbă română și s-a încheiat săptămâna în lacrimi, în care am simțit cât de mult ne-am atașat noi de ea și ea de noi. La un moment dat a început să povestească despre viața ei din Turcia, lucru care și pe noi ne-a ajutat să înțelegem contextul în care trăiește. Ne spunea că în perioada de pandemie și ea și soțul lucrează în turism și au rămas fără job. Și a apărut o problemă, cum se vor descurca? Lucru care n-o să-l uit pentru mine cel mai de impact din toată această săptămână a fost mărturia ei că în fiecare dimineață îi așteptau platourile cu mâncare. Și fiți atenți, nu pentru o zi, nici pentru 2, nici pentru o lună, ci timp de 2 ani de zile. Și erau oameni dintr-un context musulman, care n-are de-a face cu credința. Și atunci nu pot să nu am niște întrebări când mă gândesc la acest raport dintre credință și fapte, dintre ceea ce cred despre iertarea lui Dumnezeu și felul în care mă comport în relația cu semenii. Cum poate un om care a fost iertat să nu ierte? Cum poate un om acceptat și iubit de Dumnezeu
să nu fie în stare să accepte și să iubească pe ceilalți. Cum vine aia să fii mântuit printr-o jertfă supremă, nemai auzită, și pe tine să nu te coste nimic? Dacă o persoană din contextul musulman este capabilă de o asemenea generozitate, ce ne facem noi? Roada Duhului, cea mai mare poruncă din lege și exemplul Domnului, toate converg în același punct critic. Dragostea dezinteresată, care n-așteaptă nimic în schimb. Șocul oferit de Iacov în textul de astăzi, din Iacov capitolul 2, încheie cu exemplul unei prostituate, Rahav. Ceea ce nu ne dă pace este că Dumnezeu chiar ne atrage atenția cu privire la coeficientul nostru de iubire și de afecțiune. Toate iubirile ei toxice de o viață sunt răscumpărate printr-un gest sacrificial de sfidare. Ce știa ea prin comparație cu noi? Că Dumnezeu a secat Marea Roșie. Și că acest popor deosebit este un instrument în a duce pedeapsă peste popoarele din Canaan. Și, în loc să zică mă laș, își pune pielea în băț, riscându-și viața ei și a familiei sale, pentru niște iscoade, pentru niște străini, pentru nu știu ce poveste. Lucrul ăsta e șocant când te gândești la puținele informații din auzite pe care le avea Rahav și cantitatea de cunoștințe pe care le avem noi astăzi și reacția faptică cu privire la lucrurile acestea. Și cel de-al treilea semn al tensiunii corecte dinamice este caracterul. Caracterul este liantul, tensiunea creatoare a credinței și faptelor noastre. Cred că cel mai periculos în mediul evanghelic este să răstălmăcim spusele Apostolului Pavel. Există doar trei epistole prin care vreau să survolez împreună cu voi pentru a vedea invitația pe care Pavel ne face. Roman 6 cu 1 întreabă, să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Și demontează toate acuzele răuvoitoare care i s-au adus de-a lungul vieții. Dacă citiți în 1 cu 5 și în 16 cu 26, veți vedea repetat aceea sintagmă. Ascultarea credinței și credința care duce la ascultare. Poate că în Efeseni avem cazul celebru cu privire la relația, raportul credință și fapte. Efeseni capitolul 2 de la 8 la 10. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Cred că cel mai tare m-a iritat de-a lungul anilor mediu evanghelic citirea primelor două versete. Lăsarea pe din afară a versetului 10, care reprezintă temeiul, temelia, invitația, concluzia, întregirea, căci noi suntem opera Lui de artă și am fost clădiți pentru faptele bune pregătite de Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Mi-a trebuit ani de zile să înțeleg că nu-i vorba de o anumită mecanică, Dumnezeu a predestinat, a prestabilit faptele bune pe care le faci astăzi sau pe care ar trebui să le faci mâine, ci ele reprezintă anumite prilejuri pe care Dumnezeu ni le pune. Probabil doar privind în urmă, uitându-ne la ocaziile pe care le-am ratat și vinovăția pe care am resimțit-o, reușim să înțelegem valoarea unui astfel de text. Că și noi greșim, că sunt oportunități pe care le-am ratat în viață. Pe de altă parte, o vorbă care vine din folclor, dar care te face să zâmbești, numai cu pocăiții să nu faci afaceri, te gândești câtă dreptate și crezare poți să dai unor astfel de vorbe. Observați, o discuție onestă pe tema aceasta te invită să conștientizezi și să privești cu onestitate la ceea ce spune Dumnezeu și la textul Scripturii. Să mai iau un exemplu. Tit, capitolul 2, versetele 11 și 12. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru
toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Același lucru îl întărește mai departe în capitolul 3, de la versetul 5. El ne-a mântuit nu pentru faptele noastre în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a turnat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, pentru ca odată socotiți neprihăniți prin Harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui, apăsat aceste lucruri. Spre deosebire de Galateni, Tit e una din scrisorile de la finalul vieții lui Pavel. Să spui apăsat că cei care au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Poate că aceasta e secvențialitatea care ar trebui să ne însoțească. Îndreptățirea aduce îndreptare, îndreptarea întrecire, iar o viață întregită, coerentă, aduce un caracter stabil, un caracter ales, apreciat, respectat. Când am întâlnit un creștin integru, care să fie disprețuit de colegi, de semeni, de ceilalți oameni, indiferent ceea ce cred. Elementul de maturitate spirituală este elementul integrității. Îndreptățire, îndreptare, întregire și un caracter încercat. O altă disonanță pe care am întâlnit-o, întâlnesc atei care nu cred în Dumnezeu și sunt mult mai consecvenți cu valorile lor decât sunt unii creștini față de lucrurile pe care le proclamă și le declară. Integritatea îți conferă coerență, consistență și credibilitate. Îți aduce echilibru, tărie și mărturie. Cele mai grave cuvinte pentru mine e atunci când cineva spune despre o altă persoană că n-are niciun caracter sau că este lipsită de caracter. Oare care sunt cele mai importante mesaje pe care le-ai asimilat pe tema caracterului sau integrității de-a lungul anilor? O să te invit să te gândești la ele în timp ce o să-ți prezint câteva dintre cele mai mari provocări la care eu m-am gândit. Iată câteva mesaje asimilate. În primul rând, cuvântul unui om este măsura caracterului său. Ăsta e un test. De aici pleacă. Nu poți vorbi despre integritate fără adevăr, fără a trăi corect în realitate. În al doilea rând, ipocrizia este dușmanul de moarte al integrității. Nimic nu anulează, nu otrăvește mai mult viața de credință, cum o face duplicitatea, fățărnicia, faptul de a încerca să pozezi în viața de credință. Observați, lucrul acesta ne invită la onestitate. Puterea de a-și cere iertare, de a recunoaște, te ajută mult mai mult în sfera credinței decât o anumită imagine pe care vrei să o proiectezi în afară. Mai departe, talentul se făurește în tăcere, iar caracterul în vâltoarea vieții, spunea Ghiote. Vâltoarea vieții, încercarea, în momentul în care ai opțiuni opuse, acela e testul că te-ai maturizat, că ai ales voia lui Dumnezeu cu privire la viața ta. Poate că singura noastră agonisială din această viață este caracterul pe care îl ducem cu noi în viața viitoare. Cât de mult contează pentru noi lucrul acesta? Și nu pot evita o întrebare din cartea Iov, care apare de la început și care străbate toată cartea și pune în valoare integritatea, caracterul. Oare degeaba mă tem de Dumnezeu? Îl poți asculta pe Dumnezeu fără condiții, fără pretenții, într-un mod dezinteresat? Observați, acuza celui rău, da, oamenii te ascultă pentru că le faci bine. În momentul în care le merge rău, nu se mai încred în tine. Cu alte cuvinte, iată ce contează. Adevărul, onestitatea, încercarea,
credinței, răsplătirea și miza cosmică, cinstirea Dumnezeului nostru. Pe lângă tensiunea teologică, care pe care, confesională, mai există și o tensiune personală. A trăi corect în această tensiune ne ajută să înțelegem cu adevărat felul în care stăm în acest raport. Credința fără schimbare, iubire și întregire nu-i credință, ci o travă. Dacă este un exemplu cu care vreau să închei mesajul din această dimineață, este cel al lui Dietrich Bonhoeffer, care, deși avea o carieră promițătoare ca profesor de teologie în Statele Unite, nu este împăcat că le-a predicat altora costul uceniciei, așadar hotărăște să se întoarcă în țară, este preluat de la aeroport, este închis și pe data de 9 aprilie 1945 este executat prin spânzurare la vârsta de 39 de ani. Lucrul acesta se întâmplă în lagărul de la Flossenbürg. Medicul lagărului care a asistat la această execuție prezintă aceste momente în următoarele cuvinte. Citez. Am fost profund mișcat de felul în care s-a rugat acel om amabil. Atât de devotat și de sigur că Dumnezeu îi aude rugăciunea. La locul execuției a spus iarăși o scurtă rugăciune. După care a urcat treptele eșafodului curajos și calm. Moartea a survenit în câteva secunde. În cei aproape 50 de ani de activitate ca medic, cu greu aș putea spune că am văzut pe cineva care să moară cu atâta supunere față de voința lui Dumnezeu. A fi într-un raport corect dintre credință și fapte înseamnă să trăiești și să mori în această supunere deplină față de voia lui Dumnezeu. Tensiunea este mama clarității, secretul echilibrului și combustibilul creșterii. Tensiunea de azi vizează duhul faptelor și trupul credinței noastre. Cum arată motivația faptelor mele? Cum arată conturul credinței mele?